Doamne, bună seara! Ce vrei tu? Acum sunt 2 milioane, ar fi perfect. Pentru dumneavoastră. Haideți aici și ne prezentați. Vă dați seama, Emilia, să vă puși dacă mulea dumneavoastră. Adică, deci noi suntem restaurantul și ospătarii alb-negru. Eu sunt alb cavarul de la emoție neagră, după spărere, că n-ai ieșit nimic bine. Ce să vă zic, acolo avem o omletă pe un pat de un sos special. Acum, special. Nu vă puteți spune. E un secret. Secretul. Vedem când este copil. Surpriză. Iar acolo avem o tentativă de șaurma casei. Cu, te rog să spui tu că tu te-ai ocupat de această șaurma. Cu piept de pui, cu tupeu și înainte. Cu piept de pui și ingredientul special este ciurii, adică cării. Și ce am mai pus? Ce ai vrut tu ai pus? Da. Asta e important. Ce am găsit prin frigider? Da. Ideea e că voi sunteți primii noștri clienți, sper să nu fiți ultimii. Eu zic că pentru furculița perfectă, luați jumătate. Chiar de e bun. Lungură, deci eu această... E prima dată când văd o șaurma așa, de iată. Este și ultima oară, văd în viața mea șaurma de iată. Și cum se iau șaurma cu ou? Cu ou? Păi nu, că șaurma o mănânci așa și eu când îți amintești de el. Da. Nu am pus cu nu, dar acum fără glumă, ai, această lipie eu am lansat. Așa, dă-i pe jos, de ospătar, curăți. Da, ce e de bună. Nu, această lipie e chiar... E eu îți recomand dacă vrei să nu mai puțin pe sos, că e puțin fată, așa mi se pare mie acum. E adevărat că am pus tot și în ea, Alexandru. Ne-a ajuns, okay, am pus-o și în ea. Da, mamă, dacă vrei și un pardap, avem. N-avem, dar putem face rost. Am venit de acasă. Da, este foarte mult de mic. Foarte frumoasă reacția, o să gândim restaurant. Câte stele Michelin aveți? Nu avem nici măcar o stea pe cer, dar o stele Michelin. Jumătate de stea. E ok să mănânci ceva la foc? Este ok să mănânci ceea ce vrei tu. Ok. Nu, dar lipia asta de obicei... E o lipie mai... A, deci e lipie. Da, nu e șaurma, e o lipie cu pui. Șaurma a vrut să fie, dar a rămas lipie. Până aveți ce să faci. Omleta e specialitatea lui șef cel alb, adică eu. Este eu. Da, este eu. Este scrambled legs. Eu nu mă caut. Nu e nicio problemă. Nu știu dacă e făcut bine. Șaur mai bun, îmi place. Dar eu nu pot să mănânc ou și nu știu dacă... Trebuie să fie bine făcut. Are foarte multă brânză și chestii în el de aia. Dar nu mânca pentru sigur asta. Dar de aia are textura asta. Cum e? Cum e? Nu sunt gust de ou, serios. Păi asta e ideea. Bine, asta era ideea, de fapt. Pentru că dacă făceam doar omletă, era doar omletă. Asta e cel mai camuflat ou ever. Asta a fost ideea ca să vă punem în... Deja când spune că e piure, eu credeam că e piure. Este piure de ou. Când spuneți așa, e cel mai bine. N-am văzut așa. Dar nici nu cred că o să mai vedeți. Dar lipia. Mulțumim frumos. Ce-a urmă fost bună, da. A fost bună. Lipia, da, a fost bună. Sucul v-a plăcut, e făcut în casă. Da. Atunci, ciocniți în cinstea copilului, fata băiat, sănătos să fie, vă să aceasta, e important. Ce-o fi sănătos să fie. Deci ați terminat, nu? Da. Unde atâta aici, nu? Foame, că am stat până la bună, poftă bună să fie. Să sperăm că nu încă mâncăm câinii. Noi. Urăm o seară în continuare și dacă aveți nevoie de pastile, strigați medic. Cu ouul ăla m-a surprins un pic. Dacă nu spunea că e ou, eu credeam că e piure. Asta e făcut de Liviu, nu? De Delia. Nu, de Liviu. De Liviu și Cristina. Cristina, nu? Asta de când l-a adus mi-a făcut. Astea sunt făcute cum făcea Dima. Șefurile lui proteici în casă. Ok. Cred că trebuie să luăm o decizie. De cine te-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut primul, Delia cu Albert, Delia cu Albert, desertul. Adică mie îmi place tiramisu, pe mine m-a câștigat. Mă, uite, de exemplu, cum a fost la, la Iulian, ne-a adus doar un singur rând de tacămuri. Da. Greșit acolo. Și mi-a dat randafir. Aia, da, glumesc. Aia e prima descalificare. Randafirul acolo mai greșit. Randafirul. Doamne. Și mâncarea Mariei mi-a făcut? Mie nu, pentru că... Nu era carnea făcută pentru tine.
Dar cel eu mai... n-am voie, adică eu știau că sunt... De bun, poate nu știau că n-am voie carne. Albert, Laura a venit doar cu desert. Liviu. Nu, Delia cu Albert. Albert, am zis. Albert a venit. Laura cu Albert. Albert a venit doar cu desert. N-a venit și cu mâncare. Dar mie mi-a plăcut. Da, eu vreau să... Na. L-ai luat pe rând, da. Bun. Așa, mie mi-a plăcut pentru că nu a venit, n-a venit și cu mâncare, a venit doar cu desert. Așa. Marinescu m-a pierdut cu trandafirul. Ștefan. Glumesc, nu cu trandafirul, dar a adus doar un singur rând de tacămuș. Și o doar o farfurie. Doar o farfurie. Bine, nu, o farfurie nu contează, că în cam am dat, dar a fost. Doar un rând de tacămuș. Dar la gust, cum să fără? Bă, cătit, n-ai cum să greșești la niște cătite cu miere.